Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Un vlog cu iepurii, alături de Alex. Salut, verișorul meu. Scuzați mizeria, dar mâine o să le fac curățenie la toți. Să scrieți, vă rog frumos, în comentarii dacă vi se pare că au crescut puiuții. Stați să vi iartăm și pe ăștia. Aici am avut o pierdere, unul a murit. Iepurița, nu știu ce să mă fac cu ea, că nici apă și mâncare nu le pot pune pentru că este agresivă, uitați-o. Haideți să vă iară. Uitați, să înscrieți în comentarii dacă au crescut. Mie nu-mi par că au crescut, pentru că probabil îi văd în fiecare zi și na. Aceștia care și-au răsturnat, acela a fost cu pasat. Ia uitați ce bea lapte asta. Uitați, tocmai i-am deranjat de la masă. Uitați și aici unde le pun apă și au pus din ăsta. Trebuie să... O să-l spăl și le-aduc apă la toți, că nu mai au. Mâine o să fac curățenie sub toți, că astăzi este duminică și na. Găinile a nins. Acolo au făcut 4 ouă. O să las și găinile pitice, că nu le-am lăsat, că de dimineață era foarte tare viscol. Am o noutate la ele. L-am scăpat. L-am prins eu. Le-am tăiat aripile pentru că săreau, adică zburau pe casă. Uitați. Eu ți-am spus că zbor pe casă. Acestea sunt de la mine din crescătorie, găinile pitice. Uitați, cocoșul acela este ca și găinile mele de ouă verzi. Aici este mielul. Hai să închidem că vin găinile. O să-i dau imediat lapte. Am pus acest palet de sare. Ia uitați-l. Ia uitați-l cât este de frumos. Băi, s-a scris dacă a crescut și el. Trebuie să-i aduc lapte. Uitați-l ce nerăbdător este. Îi dau de 3 ori pe zi. Dimineața, la amiază și seara. Băi, hai să închidem că iese. O găină rea, de fapt două. Fac pe aici pe undeva ouă, nu știu pe unde, pentru că le-am auzit. Să stingem și becul. Me, imediat o să-ți aduc, doar termin. Găinile, gâștele, pleacă de aici. Pleacă, 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 pleacă. Pleacă, 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 pleacă. Răule care ești. Uitați, el vrea să mă muște. Porci dorm. Cred că o să pun pe pauză și o să dau mâncare la găini și eu o să vă arăt și puii de rățușcă. Uitați, le-am dat la găini. O să le mai dau, că nu le-am dat decât 2 litri. Hai să mergem și la puii de rață. Uitați, cei care sunt răi, trebuie să le schimb imediat celor cutia pentru că au dat-o. Și na. Acolo le-am pus farină de mălai pentru că pisatul care îl am eu este prea mare și nu-l pot mânca. Uitați aici cum au rupt cutia, au dat-o. O să le pun imediat într-una paie proaspete și o să-i mut. O să-i las tot aici, dar o să-i mut într-altă cutie. Hai să mergem și pe la vaci. Uitați aici vacile. Ai grijă că te mușcă. Uitați aici vacile. Am vândut vițelul. Dorm. Mai puțin Florica și Bujora. S-a scolat și Iuli. Uitați aici păsările mănâncă. O să le mai dau. S-a răsturnat roaba. Să mergem și la vacile acestea. Două dorm, una nu. Aceasta este foarte fricoasă, așa. Uitați-o că se ridică. Ce se întinde.
Da. Găinile care au început să facă ouă, dar dacă o să vină înapoi frigul, nu cred că o să facă. Rațele care cred că o să mai vând una dintre acestea două tinere. Da. Și o să închei aici filmarea pentru că trebuie să le mai dau și lor mâncare, trebuie să mut rățuștele într-o altă cutie, să dau la miel. Și nu uitați să dați un like și să vă abonați și să vă abonați și la Alex Pătcaș și la Mario și animalele. Nu uitați să vă abonați și la mine, să dați un like. La revedere!